Rezultatele la evaluarea națională 2024 afișate miercuri sunt cele mai slabe din ultimii 3 ani. 74,4% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5, un procent mai mic față de cele din ultimii 3 ani. Rezultatele publicate arată că elevii au avut dificultăți mai mari la matematică. Pentru prima dată la evaluarea națională, lucrările au fost corectate în întregime folosindu-se platforma de evaluare digitalizată. Din punct de vedere al prezenței la evaluarea națională, a fost prezența aproape 153.000 de candidați la fiecare dintre probele de limbă română și matematică și peste 8.300 de candidați la limba maternă. Cea mai ridicată prezență s-a înregistrat în București și în județele Neamț, Constanța, Ilfov, Tulcea și Gorj, peste 98%. Cea mai scăzută prezență s-a înregistrat în județele Telorman, Brăila, Olt, Satu Mare și Bihor, unde au avut o rată de prezență între 89,3% și 91,4%. Conform ministrului Educației Ligia Deca, la evaluarea națională au fost obținute doar 65 de medii de 10. 407 elevi au luat nota 10 la proba de limba română și 1060 au luat nota maximă la matematică. Din punct de vedere al statisticilor naționale, la limba română, 77,6% dintre candidații prezenți au obținut note peste 5, față de 73,98% la simulare. Procentul este așadar în creștere. La matematică, 68,7% dintre candidații prezenți au obținut note peste 5, față de 42,37% la simulare. Urmează etapa soluționării contestațiilor. Rezultatele finale vor fi afișate marți 9 iulie.